Bună, eu sunt Stella Stratulat și vă invit să urmăriți cea mai finuță prăjitură, pavlova. Rețeta se gătește foarte simplu și o să vă convingeți imediat. Aici am 6 albușuri în care adaug 100 de grame de zahăr și o lingură de suc de lămâie. Acum mergem să mixăm albușurile. Obținem o bezea, observați, foarte groasă și lucioasă. Observați cum iese. Și acum, cu ajutorul unui puș, vom forma prăjiturile sau baza lor. Nu le finalizăm acum. Am pus cam multă bezea. Îmi dă bătăi de cap. Așa. Mi-am pregătit tava. Mi-am pus o hârtie cerată. Scot un pic ca să pot lucra. Și acum le formăm. Alegeți dumneavoastră dimensiunea, cât de mari doriți să le faceți. Și formați inițial baza. Deci formăm poșuleț. I-am făcut baza și apoi mergem și o construim deasupra. Înfrumusețați cum vă place. Eu în felul acesta le formez. Așa. Deci încă o dată v-am mai demonstrat una. Formăm baza. Mergem încă o dată deasupra. Și aici venim cu niște floricele. Și așa le formez pe toate. Și acum merg la cuptor, la temperatura de 110 grade, pentru 2 ore. Deci 2 ore relax total, aveți timp să vedeți vlogurile Stelei. Cremă din 500 de grame de frișcă, 500 ml, pardon, și 150 de grame de zahăr. Foarte atent le scoateți de pe hârtia de copt. Sunt o parte se ia ușurel, sunt o parte care... Cu ajutorul unui cuțit, bezelele am să le las un pic pentru decor, le folosesc, mă interesează. Acum, așa, cu ajutorul unui cuțit, mă ajut ca să le scot atent de pe hârtie. Foarte atent, că sunt foarte finuțe. Dar arată super, super, super. Uitați-vă ce coșulețe frumoase. Și le așezăm atent pe platou. Uitați-vă cât de bine arată. Îmi place la nebunie prăjitura asta. Este o prăjitură atât de finuță și arată așa de bine. Doar timpul de așteptare un pic este mai lung atunci când facem aceste bezele. Asta parcă nu s-a uscat foarte, foarte bine și mă strâng încet să nu sparg. Haideți să vă arăt ce dui folosesc. Deci am să-l folosesc pe ăsta stea, dar un pic mai mare. Și acum o să trecem să le decorăm. Mario, fugi de aici, nu
Fura din frișcă. Mario e prezent mereu lângă mine când gătesc ceva dulce. Și acum coșulețele le umplem cu frișcă. E o prăjitură foarte finuță. Vă recomand cu drag să gătiți pavlova. Când faceți bufet suedez sau faceți un candy bar, prăjiturile astea, pavlova, întotdeauna înfrumusețează masa. Sunt finuțe și foarte apetisante. Și au și mai puține calorii, nu avem blat, deci sunt făcute din albuș, automat mai puține calorii, dacă țineți cont și de chestia asta. Mie îmi plac foarte mult și tortul pavlova și prăjiturile, dar am să vă fac prăjiturile, să vă arăt exact. Și acum venim cu decor, fructe, ciocolată puteți adăuga, aici este la fantezia dumneavoastră ce doriți să puneți. În Grecia, cum este sezonul deja căpșunilor, piața e plină de ele, folosesc căpșuni. Mi-au ieșit, câte am, 2, 4, 6, 8, 9, deci 9 prăjituri, dar pot să iasă mai multe, așa le-am aranjat eu. Ce? 10? Nu 10, 9 sunt. 7 cu 30. Nu le-am numărat eu bine? Da. Da, deci 10, îmi cer scuze. Așa, și acum venim de o bezea. Lângă, deși, nu știu, cred că nu-și are rostul. Mi se pare prea aglomerat. Deci nu-i pun bezelile astea, astea o să le mănânci copiii. S-o... Mai degrabă mai vin cu ceva frișcă, că tot mi-a mai rămas. Aici e mare bucurie. Au rămas bezelele? Da. De parcă astea o să le duc peste gard, nu tot aici rămân în casă. Da. Copii... Vor dispărea instant. Copiii știți cum sunt, cât de mult nu le dai, dulciuri oricum pentru ei este puțin. Deci în felul acesta finalizez decorul. Parcă sunt niște floricele așa foarte finuțe, deci mie îmi plac foarte mult. Sper să vă placă și dumneavoastră această prăjitură. Eu vă mulțumesc că ați fost lângă mine și de această dată și vă aștept și la alte rețete de ale mele.